Și asta așa pe nas. Aoleu, mamă, ce norocosul. Pornim pe strada Maica Domnului. Ia uite și pe tătăiță, s-a băgat. Cineva face YouTube aici. Videoclip realizat în colaborare cu Octavic Speed, partener oficial Glovo, Bold Food și Taz Baie Mag. Salutare prietenacilor și bine v-am găsit! Cu voi este Varlam, prieteni, și astăzi, bineînțeles, a venit momentul pentru o altă zi cu livrări la Glovo pe scuteri, de data asta în București. Mi-am propus să stau 3-4 ore la muncă astăzi și deja am primit o comandă. Vreau să parchez scuterul undeva aici, în partea stângă, și am să îl urc pe bordură, pentru că locul din care trebuie să ridic prima comandă e puțin mai în față, aici la High Class Cafe. Uite, aici am să parchez scuterul, sper și cred că n-am să încurc pe nimeni aici dacă îl pun lângă blocul ăsta. Scot cheia din contact, bineînțeles, mânușile. Băi, să știți că sunt vreo 2 grade afară, 1 grad, 2 grade, e destul de frig. E puțin complicat cu filmarea pentru că nu pot să apăs cu mânușile butonul de la cameră, de la GoPro. Bună ziua! Nu știu asta la Glovo 157. Mulțumesc! Nu aveți oarecum asta schimbați 50 de lei? Ok, mulțumesc! Da, ok, ok. Da, mersi că n-am să-i dau rest la client acum la comanda asta. Uite așa, mersi frumos, mersi. Comandă ridicată, băi prieteni, stai așa să închid geanta, bineînțeles. Ia vedeți ce boltă frumoasă au făcut oamenii ăștia aici. Din ce am văzut eu acolo în aplicație, această comandă trebuie lăsată aici aproape la câteva sute de metri maxim. Ia să vedem, strada Brândușelor la Glow Concept, la un salon. E aici aproape. Ia să vedem, 950 de metri, aproape 1 kilometru, îi dau start, bineînțeles. Iau mănușile, uite, e mai complicat acum cu livrările, că întotdeauna trebuie să stai să iei mănușa. Mănușile astea au un fel de taci acolo, dar tot mi-e incomod să le folosesc. Și vreau să vă arăt că funcționează, gen, uite, poți să faci așa. Dar nu sunt obișnuit eu cu ele. Am pornit scuterul și mergem la salonul acesta, Concept, sau cum scrie acolo în aplicație. Hai, Varlame! Uite, aici vreau să fac stânga. Hai să văd dacă reușesc să trec. Pe domnișoară nu știu ce manevre face, că se joacă stânga-dreapta. Haide, haide, du-te, 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 nu mai sta pe telefon. Ai omorât telefonul, domnișoară! Ei bine, undeva aici pe partea dreaptă, dacă nu chiar în clădirea asta aici de birouri, ar trebui să fie salonul acesta Concept. Dar că nu-mi dau seama pe unde intru, fraților, pe ce parte o fi acest salon, unde o fi, habar nu am. De-aia așa să parchez scuterul, să văd cum fac. Nici nu știu unde să-l pun. Îl las eu aici, oare deranjez pe cineva, iarăși vechea problemă? Cred că nu. Bă, n-am niciun indicator, niciun panou care să-mi zică că aici ar fi acest salon Glow Concept sau ce-o fi. Dar mă duc să întreb aici la recepție. Bună ziua, nu vă supărați. Oare Glow Concept e în clădirea asta aici? Puteți să spuneți și... Da, mulțumesc. Pe aici, pe undeva. Hai să vedem. La etajul 1, pe aici. Trebuie să iau bani cash de la această clientă, că parcă era fată. Nu știu dacă e cineva sau nu e. Bă, toată lumea s-a pregătit de Moș Crăciun. Stai așa, o caut pe Rebecca. Uite ce frumos s-au împodobit și oamenii ăștia aici. Că nu e nimeni, nu, pe aici. Sunt singur. Glow Concept. Uite, bă, și pe aici, frate, unde am nimerit, mă, tată? Mamă, sunt o roagă! Bună ziua, aveți căva o comandă la Glovo? Așa. Da, mulțumesc frumos, o zi bună, la revedere. Trebuia să primesc 119 lei, dar mi-a lăsat 125, ceea ce înseamnă că am primit 6 lei bacșiș la prima comandă. E bine. Să-i dau comandă livrată de aici din aplicație și o aștept pe următoarea. La comanda asta am câștigat 11 lei. M-a întrebat cineva într-un videoclip pe Ceden: bă, Varlame, cum ai reușit să pui acest suport de telefon în poziția asta? Ei bine, am găsit pe OLX brațul acesta pe care l-am legat, uite, l-am legat așa de oglindă și de brațul ăsta am legat acest suport de telefon. Ăsta suportul e un gub pe 20 parcă sau pe 10. Ei bine, a intrat comanda, stai așa să fac cale întoarsă. Pe unde cobor eu aici oare? E cam în altă bordură pe acolo și trebuie să mă strecor pe lângă această mașinuță. Pentru că următoarea comandă, fraților, este de la King Rolls, aici lângă Mold Vitan. Am un total de vreo 4,7 km de parcurs la această comandă. Mai am un scooter ca a meu în față, e același model, Sim Symphony, tot de 50. Nu mai merge nici fără mănuși, nu știu ce să fac, că nu pot să apăs butonul ăsta la GoPro, v-am zis încă de la început. Și asta e o problemă. Are și comenzi vocale GoPro, dar nu pornește dacă îl stingi de tot. Trebuie să-l las așa în standby și consumă bateria. Hai să vedem aici la King Rolls dacă e sau nu e pregătită această comandă a doua. Sau nu, pot să iau și asta de aici oare? Sau dacă e gata, 940? Da. Mersi, o zi bună. Comanda era pregătită, bă, și o stăteam degeaba pe aici, așteptam. Facem poză bonului fiscal, asta e procedura standard pentru cei mai noi de pe canal. Și a doua din serie e asta. A doua procedură, zic. Mai puțin, vă rog. Unii oameni dorm, frate, cu scuzele de rigoare, n-au nicio treabă, te văd că vrei să ieși. Se plantează direct în ușă, n-au niciun stres. În sector 2, pe strada Cosminului, auzi nume de stradă, un nume de prenume. Câștig 13 lei la comanda asta, face probleme aici GPS-ul. 4,6 km. Pe GPS mi arată că aș face până acolo 19 minute. Eu sper să ajung mai rapid de 19 minute. Să încep cu a treia comandă tot în prima oră acum, de la 12 la ora 1. Am coborât frumos în stradă și am plecat în livrare, dragi prieteni. Așa, mai am 140 de metri undeva în fața aici și pe partea stângă, pe strada Cosminului, la numărul 6. Trebuie să las această comandă. Ia să vedem. Am zis eu că n-am mai fost pe aici, dar s-ar putea să mai fi fost acum ceva timp cu o comandă, pentru că îmi pare cunoscută zona. Așa, parchez scuterul, nu știu cum să fac. Nu-i și frică la cât e de frig afară să scot mănușa asta, să sun clienta sau clientul, că nu știu ce e, să-i zic că am ajuns. Bună ziua! Alo, mă auziți? Alo. Bună ziua, de la Glovo, da. Am ajuns cu comanda, sunt la poartă. Ok, bine. Da, bine, mulțumesc. Deci trebuie să primesc 61 de lei și 29 de bani de la această clientă. Pregătesc geanta până vine dânsa. Bună ziua, 61, mă rog. Mulțumesc frumos, o zi bună. Vezi, unii oameni se gândesc și la noi curierii. Mi-a lăsat 9 lei bacșiș, la prima comandă am avut 6 lei bacșiș. Lumea lasă bacșiș, bine, nu e obligat, că unii mi-au sărit în cap prin comentarii. Bă, dar cine trebuia să lase ție cineva bacșiș? Nu, bă, am mai spus de 1000 de ori și repet, nu e obligat nimeni să-ți lase bacșiș. Dacă vrea, lasă, dacă nu, aia e, eu sunt plătit pe fiecare comandă. Ce vreau să menționez e că eu de fiecare dată când fac comanda acasă, dacă fac, că fac foarte rar, la Bolt Food sau la Glovo, eu las cel puțin de fiecare dată bacșiș. În fine, nu mai contează treaba asta, mergem mai departe cu următoarea comandă, să-i dau finalizată la aceasta, am câștigat 13 lei. Trag chestia asta așa pe mână și aștept să intre o altă comandă care a și intrat, uite, alți 11 lei câștig, îi dau start, pornesc scuterul până una alta. Springtime, Ștefan cel Mare, locul din care ridic comanda asta și predarea ei se va face tot acolo undeva în spatele blocurilor, din ce am văzut în aplicație. Acum sper să nu îmi dea vreun rateu ceva. Și am pornit în ridicarea acelei de-a treia comenzi, cum vă spuneam, de la Springtime, Ștefan cel Mare. Aici, printre blocuri frumos, ia vedeți ce groapă am în față. E, bine că își fac treaba arcurile, suspensia la acest scooter. Am ajuns la Springtime, stai așa că nu știu unde să parchez ca să nu încurc aici la trecerea de pietoni. Poate reușesc să fur și eu un șervețel, mai suflu nănău. Dacă apuc, că poate e pregătită deja comanda. Am luat cheia, scot mânușile, procedura standard, desfacem jucăria, l-am strâns prea tare. Neapărat, dacă vă luați suport de asta, să-l folosiți cu fusă de protecție, că ăsta fiind metalic, poate să vă spargă display-ul. Comanda 042, nu este necesară plata, îmi spune aplicația. Ne mai încălzim puțin. Am și o 042 la Glovo. Da, mersi. Comandă preluată așa frumos. Neapărat fermoarul, să nu uit. Și am plecat, am zis că iau un șervețel, dar nu mai, hai. Iau și un șervețel de aici, o scoați. Am luat două. Am zis că iau unul și am luat două, vezi? Uite așa se fac minciunelele. Hai să-i dau confirmă ridicarea, să bag telefonul aici în jucărie. Strada Vasile Lascăr e undeva aici în spatele blocului, v-am zis eu prima dată, dar am vrut acum să mă asigur. Și așa și este. Trebuie să fac dreapta puțin mai în față, vreo 300-400 de metri am de parcurs cu această comandă și pornesc direct în livrare să nu mai pierd timpul, pentru că uite, e 12:50 și sunt pe punctul de a livra și cea de-a treia comandă, prieteni. 3 comenzi într-o oră, cam asta e media. Ei bine, Vasile Lascăr 216 e aici. Doar că nu știu unde e scara... Ah, uite, e chiar acolo. Așa că deja vrea să mă ia în primire domn de la pază, dar le iau eu înainte, că mă duc direct lângă el aici. Da, bună ziua. Am la scara, Vasile Lascăr 216, scara, da. Acolo, nu? Ok. Da, tati, așa facem. Da, tati, da, tati. Ce vorba avea omul ăsta. Da, tati, da, tati. Probabil are copii acasă mulți. Hai să vedem. Apelăm interior. Așteptăm să se deschidă. Hai că sunt nerăbdător să intru în blocul ăsta, că mi-e frig. Așa, de obicei, blocurile astea așa mai noi, rezidențiale, sunt și bine încălzite pe casa scării. Mai au liftul pentru un etaj, mă? Eu zic că n-are niciun sens. Așa că mergem pe jos să mă mai încălzesc, fac mișcare. Aici. O zi bună, mulțumesc și eu, la revedere. Comandă librată, pe unde am venit oare? Ia să vedem. Hai că am rămas ușa deschisă. Pacilișa. Bam, bam, bam. A, uite bă că am dat cu căpățână, am dat cu casca de peretele ăsta. În 56 de minute am 35 de lei în aplicație. Bă, eu zic că nu e rău, nu? Voi ce ziceți? Da, așa. Bun. Hai să iau și scuterul de acolo. Bă, de când am luat scuterul ăsta nu l-am spălat niciodată. Am mai dat așa cu cârpa, dar de spălat nu l-am spălat. Am primit deja o altă comandă de 3 km și la asta câștig tot 11 lei. Minimul pe economie la Glovo, 11 lei pe comandă. Haide, haide, domnișoară! Undeva mai în față, aici aproape, chiar pe GPS îmi arată 120 de metri, practic o lungime de teren de fotbal de la locul de unde am predat comanda anterioară și comanda asta, cea de-a patra. Nu știu cum să pun scuterul, e un fel de rampă aici și s-ar putea să cadă dacă nu-l ancorez bine, tocmai de aceea îl pun pe cricul central. Am și cric lateral la scuter, dacă îl folosesc opresc motorul, fii atent. Ați văzut? Dar nu e recomandat să faci așa ceva pentru că stingi scuterul. M-am uitat în aplicație și trebuie să și plătesc la această comandă 53 și 50 de bani. 53 de lei și 50 de bani. Așa, să pregătesc banii de aici de afară. Lasă-mă că-i două hârtii de 200 de lei să mă scap de ei. Am fotografiat bonul direct în restaurant și nu rămâne decât să închid geanta. Uite, nu știu cu ce am pătat-o aici și nu se duce, am dat cu cârpa, am dat cu alea, trebuie să o frec, o perie ceva, să o curăț. Noi avem regulament aici la Glovo, la o perioadă așa de timp, trebuie să dezinfectăm geanta, să o spălăm, să o curățăm cu toate nebunile, treburile, sacotenile. Bun, hai să mergem în livrare, prieteni. Bă, dar nu e chiar așa murdar scuterul, eu vă ziceam că e murdar, că nu l-am spălat niciodată, dar nu e chiar așa murdar. Cred că până în primăvară nici nu pun apă pe el. Bă, dar nu știu ce are GPS-ul, frate, că o ia razna rău de tot. Deci chiar e praf, nu știu. Eu folosesc Google Maps de mult timp. Poate n-am eu actualizat aplicația, ceva se întâmplă. Uite, nu mi se încarcă, o fi de la internet, de la Digi, nu știu care e faza, dar nu mi intră în aplicație direct adresa. GPS-ul mă îndrumă să fac stânga, bă, aici. Dar nu știu dacă o fi bine sau nu o fi bine. Rămâne să vedem oricum. Cred că m-am băgat bine, da. Hai că până la urmă m-am băgat GPS-ul bine și nu rămâne decât să-i dau accelerație, că nu mai pot să-i zic pedală, către client, prieteni. Uite, dacă vă uitați la băiatul din fața mea cu scuterul, Nu are numere, deci scuterul ăsta nu are numere, nu știu dacă face curierat sau nu face curierat cu el, habar nu am, dar circulă ilegal cu el. Eu nu m-aș risca, sincer, să rămân și fără permis. Undeva mai în față, stai așa să mă asigur, trebuie să fac dreapta și semnalizez că fac treaba asta. Trebuie să caut numărul 19, blocul 19, scara numărul 1, ar trebui să fie aici, ia să vedem. Da, uite aici este și aici parchez și eu, are lumea loc să intre și să plece din blocul ăsta. Scot cheia din contact, primul lucru, să nu uit aici ca să nu rămân fără scuter, pentru că altă modalitate de a asigura nu prea folosesc eu, deși aș putea să blochez acest ghidon, să-l blochez așa, dar nu mai vreau să fac treaba asta acum, pentru că mergem pe teoria probabilității. Șansele să mi-l fure acum în 5 minute sunt foarte, foarte mici, și zic eu. Ia să vedem, o fi cald aici, pe casa scării. Nu e chiar cald. Nu, o fi liftul aici sau care e faza? Nu e aici, dar nici nu funcționează liftul ăsta, dar cunosc sistemul ăsta de blocuri și ar trebui să mai fie încă un lift aici. Ia să vedem, la etajul 4. Bam! Bă, liftul e acceptabil. Având în vedere cum arată scara blocului, liftul pare să fie ok. Păi eu trebuie să livrez la etajul 8 și e maxim 7. Ceea ce înseamnă că trebuie să urc un etaj așa cu pe josul. Hai să mă vedeți și pe mine dacă se vede așa. Asta e ca gula. Vedeți, am o pânză aici ca să pot să vorbesc și să respir. Și asta așa pe nas, cu gaură la nas de asemenea ca să pot respira. Și asta e căsculia. Așa să ieșim din lift, am ajuns la etajul 7 și am să mai urc un etaj pe jos. Hai să văd dacă trebuie să iau bani de la client sau nu. Da, trebuie să ridic 54 de lei și 50 de bani. Hai să vedem. Jap, 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 jap. Bună ziua, 54 de lei, vă rog. O secundă, să vă doresc. Mulțumesc frumos, o zi bună. Bă, lasă lumea bacșiș, fraților. Deci până acum am făcut bacșiș 21 de lei. Și asta este bine. Liftul e aici, n-am fugit liftul. Așa, bam. Dai ușă, jap. Și jap. Am o problemă cu casca asta. Nu e tocmai o cască full face, dar dacă aș folosi o cască full face, nu mai pot să vorbesc cum voi, cum vreau eu. Aș putea să fac o altă montură pe o cască de aia care se închide, dar nu. Și prefer să folosesc casca asta așa, chiar dacă se mai aburește uneori. Am o problemă, vedeți, uite, deja s-a aburit puțin aici. Doar în timpul mersului o pot folosi, că atunci se mai dezaburește de la viteza scuterului. Haide ușă, să bag și eu banii în borseta asta și să-i dau comandă finalizată. Pe partea asta am intrat în bloc, mi s-a întâmplat de câteva ori să ies pe partea opusă și nu mai găseam scuterul. Ia, fă o col de bloc, că sunt blocuri de alea lungi cu câte 6 scări și nebunești să fii pe jos până la scuter dacă cumva greșești și ieși pe altă parte. Până una alta să bag eu banii aici la borsetă, așa. Am doar o hârtie de 1 leu, cam nasol că n-am mai multe hârtii de 1 leu ca să pot da rest la clienți. Am câștigat 46 de lei până acum, plus 21 de lei bacșiș, într-o oră și 14 minute. Eu i-am dat comandă livrată în aplicație, dar uite că n-a intrat direct alta. Haide, Glovo, ce faci? Că nu vreau să plec pe gol de aici, chiar aș vrea să primesc o comandă. Aoleu, mamă, ce norocos sunt, fraților, nu m-am asigurat și uite ce prostie era să fac. Dumnezeu m-a ajutat să nu bulesc scuterul, ia vedeți. Deci am dat cu spatele și nu m-am asigurat, era să lovesc bara asta. Mamă, ce nebunie făceam, îmi loveam scuterul și din plastic partea din spate îl spărgeam, că am venit și cu viteză, așa, uite, așa m-am dat în spate. Vedeți? Greșeală de începător. Varlame, ce ai făcut, tătuțu? Trebuie să trag pe dreapta pentru că auziți sunetul de comandă. Clasicul sunet de comandă de la Glovo e așa de 3, 4, 5 ani de zile de când au intrat ei pe piață în România. Am primit o altă comandă pe strada Maica Domnului, fraților, pe numărul 54. Deși nu știu dacă mai am fost pe strada Maica Domnului, habar n-aveam că în București există o stradă care se numește Maica Domnului. Bun, haideți să mergem la Ceaun, așa se numește acest restaurant. I-am dat start și cred că trebuie să fac cale întoarsă totuși. Parcă așa mă îndrumă aplicația. N-am mașină din spate, pot să fac treaba asta acum și pornim pe strada Maica Domnului. Bă, nu știu dacă e ok sau nu e ok să pui numele unei străzi Maica Domnului. Sincer vă spun că mie parcă mi se pare așa puțin nepotrivit. Nu știu, în fine, nu vreau să judec, nu e problema mea. Cine a pus numele ăsta probabil s-a priceput și știe ce face, nu știu, habar n-am. Ar mai lipsi o stradă care să se numească strada Moș Crăciun. Deși nu m-ar mira că la un simplu search pe Google s-ar putea să găsești și o strada Moș Crăciun în România. Nu m-ar mira absolut deloc. Încă se mai pedalează în București și uite, avem un curier de la Presto Pizza. Uite, până și Presto Pizza au trecut la următorul nivel, la curieri pe biciclete. Ei bine, uite, asta pe care o vedeți aici e strada Maica Domnului, iar restaurantul ar trebui să fie pe aici, pe undeva, la Ceaun mai în față. Și uite, voi parca chiar în acest loc. Restaurant, terasă la umbră. Probabil are terasa undeva în spate aici. Bun. Și îmi bagă 6 minute timp de pregătire. Bă, măcar să mă lase mai bine și să stau aici puțin la căldură, mă mai încălzesc puțin până prepare ei comanda, dacă tot nu e gata. Hai că a venit o comandă, nu știu dacă e a mea, că stau deja de 8 minute în așteptare aici și nu mai apare comanda. Mulțumesc, păzi bună! Facem poză bonului fiscal, prima și prima dată, iar mai apoi în geantă cu ea. Hai că a focalizat bine de data asta, că mai dă erori. Mai ales acum cu frigul ăsta, când țin telefonul pe suportul ăla în frig. Așa. Și să nu uit căsculia, fraților. Acum pot să zic că am plecat în livrare. În aplicație îmi zice că trebuie să las comanda la o clinică de asta stomatologică, care se numește Clinica Dentalist. La recepție. Hai că a livrat la un solar, un salon de înfrumusețare, și acum urmează ceva mai incomod pentru clienți, adică la un dentist. Vreau să mă asigur de data asta, cum dau cu spatele, că n-aș vrea să lovesc ceva. Și am pornit, fraților, la drum, cum s-ar spune. 1,3 km doar. Asta era o comandă perfectă dacă n-aveam timp de așteptare. Având în vedere că am pierdut pe aici timpul vreo 7-8 minute, asta nu poate să mă bucure, vorba aia mea. Aștept, hai semaforule, hai tătuțu, hai că poate reușesc totuși să mă bag primul aici, să plec primul de la semafor, totuși, în același timp să văd și semaforul când se face verde, ca să nu-mi iau claxon. Au băgat tramvaiele alea noi doar pe rute centrale, bineînțeles, ca na, să dea bine la public, la străini. Ia uite și pe tătăiță, s-a băgat în depășire. Pe trecerea de pietoni, omul meu s-a băgat în depășire cu motostivuitorul la mica lui. Glumesc, era un fel de scooter pentru persoane trecute de vârsta 60 de ani. Cred că dacă parchez aici nu se supără nimeni, nu? Voi ce ziceți? Două minuțele așa. Scot cheia din contact și vreau să văd dacă am de primit și la această comandă bani cash sau nu. Ia să vedem ce zice aplicația. Mai multe detalii, nu este nevoie de colectare, ceea ce înseamnă că acest client, că e un bărbat, a plătit cu cardul comanda. Hai să vedem. Mă, cât am stat acolo la căldură, acum mi-e mai frig. M-am obișnuit la căldură, vezi, și nu e bine. Nici să stai prea mult în căldură, cât poate ți-e frig rău când ieși afară. Nici cum nu e bine, mă, tată. Hai, ușa asta cum deschid și eu? Bună ziua! Am o comandă pe numele Claudiu, poți să o las aici sau trebuie să sun? Ok. Doctor Alexandra Milcea. 100.000 de abonați. O zi bună, la revedere! Ați văzut acolo era un de-asta de YouTube, un buton de YouTube, de ăla de care l-am și eu acasă. Și cineva face YouTube aici. Chiar sunt curios, o să-i dau un search. Și facem o căutare pe YouTube. Unde ești, YouTube-ule? Hai, YouTube-ule, Alexandra Milcea. Ia să vedem a cui este acest canal de YouTube. Smile with style! Bun, ea este Alexandra. Haide, doamna doctor Alexandra. Vreau să acordăm mai multă atenție lui, a tipurilor de periuță pe care le putem folosi și apoi. Ea este doamna Alexandra Milcea. Aici am livrat. Cam atât pentru astăzi cu vlogul. Cu voi a fost Varlam, vă mulțumesc că sunteți aici și urmăriți videoclipurile mele, comentați, distribuiți, apreciați și așa mai departe. Cu voi a fost Varlam, toate cele bune, pe data viitoare, fraților. Pa, pa!